Bun găsit, dragii noștri urmăritori ai canalului de YouTube și iubitori ai sportului. Astăzi, Suzana, mai am mai rămas puțin timp la gala de zlep și am intrat în vibrația aia și în energia aia pozitivă a unui mare show din această gală. Și până îi prezentăm, vreau să-l prezint așa cum se cuvine, nu înainte de a aminti sponsorul principal Las Vegas, pe preamăritul, prea fericitul și prea pălăriosul meu coleg. Bun găsit tuturor, sper că ați văzut teaserul nostru cu pălăria, nu? Câți cai în cap înhămați la o căruță? 7 cai, nu? 6 cai frumos. Dar avem 2 invitați care cântăresc cât 2 cai, cred eu. Am înțeles, cântăreți? Zic, Doamne, pe ce cai să las lăsă? Cred că unul din ei cântărește cât un cal jumate. A zis că dacă luni am fost pe alb, asta să fiu pe maroniu, așa. Avem 2 participanți de la RXF Slap 3, îl prezint eu pe primul. Ai, oroarea. Doamnelor și domnilor, a câștigat RXF Slap 2. Daniel Drugă, bine ai venit! Salut pe toți și ce sunt? Abia aștept. Pe 19 august. Spectacolul ăsta după data de 19 august. Până să te întreb ce părere ai de adversarul tău cu care ești aici în platou, poate te întâlnești cu el, poate nu te întâlnești, să-l prezinte colega mea și pe... Așa cum se cuvine, bineînțeles. Și pentru că tot vorbeam de gala de slep cu numărul 3, ce va avea loc pe 19 august, Daniel Drugă va avea și un adversar. Deși nu a cochetat, a luptat ca și profesionist, știe despre ce e vorba în sportul de contact, a vrut să fie descoperit și în gala de slep cu numărul 3. În aplauzele dumneavoastră din fața micilor ecrane, în premieră la Fight Club, Marian Dinu. Salutare tuturor! Bună seara, Daniel. Marian și Daniel, bine ați venit, vă spun amândurora. De-abia aștept să particip la concursul de slep. E o provocare pentru mine și vreau să văd dacă mă descurc. Ce te-a motivat sau cine, Marian? Ținând cont că tu cu sportul de contact știi ce e aici. Premiul cel mare. Am înțeles. De ce să mă ascund? Acum poți să-l întreb pe Daniel. Ce părere ai de Marian? Păi, am o părere bună despre el, că îl știu dinainte, de când practica el kickbox. Dar mă uimește faptul că a luat la greutate foarte mult. Dar nu știu. Acum diferența face că el s-a bătut în pumne, acum va veni la palme. Dacă o să vedem dacă o să aibă obrazul gros. O să-l antreneze 2-3 ori să vadă experiența unei palme. Niciodată nu e o palmă cum e un pumn, dar nici un pumn cum e o palmă. Chiar că, pentru că tu ai intrat și în X-Fighter, cum ți s-a părut? Care... ți se pare mai simplă dintre aceste mai simplă producte? Și chestia e și psihic, să stai bine, nu neapărat și, nu știu, MMA-ul mi se pare ceva de, trebuie să te antrenezi și să stai bine psihic. Iar ăsta de palme e foarte brutal, adică pentru unii care chiar s-amuză de acas, dar în competiție acolo și când intri pe ring, nu, acolo e, când primești o palmă e un fel de du-te vino, adică chiar nu mai știu unde să te duci. Ce-i în capul tău? Cu cât o primești mai tare, gândești, stai să vezi cât de tare o să dau eu acum? Nu, te aștept să dai tu cu el, să dai jos sau zici, bă, mai mi-o da a doua, cred că ori mi-o dă bine, ori nu mi-o dă. Adică stai un pic așa cu teamă, că na, primești lovitura în plin, nu e ca la kickbox sau ca la MMA, mai te apel. Mai iertătoare. Sau mai iertătoare, asta e în plin. Adică... Crezi că e mai ușor la MMA sau la kickboxing decât la slap? Da. Pentru că aici trebuie să stai, trebuie să fii prea nebun să stai, să o primești în eu de asta l-am și întrebat, zic, măi, Daniel adică, a intrat și în cușcă, a văzut și cum e cu palmele, să-l întreb așa, știi că poate... Da, este mult mai greu un MMA ca fizic, condiție fizică, îți trebuie foarte multă condiție fizică și stai bine psihic, dacă urmărești bine adversarul, îl poți pune la pământ sau la sol, cum spun cei care sunt... profesioniști, la sol, luptă la sol sau care e mai tare pe ciucane? Pe Marian nu o să-l pot întreba asta că el l-a făcut luptele, dar la slep intră acum, nu? Marian Dinu este o cunoștință foarte veche de-a mea. Marian Dinu a fost elevul meu ani de zile. Deci, domn profesor. A luptat la 70 de kilograme, a rupt tot. Până a început ușor, ușor să ia în greutate. Până ne-am certat și l-am dat afară de la sală. Da. Cred că e primul meu elev talentat pe care l-am dat afară. Dar de ce l-ai dat afară, Ionuț? Uite, ar putea să ne zică Marian. Ia zi, Marian, zine, nu e idila, povestea. Odată cu pandemia am început să mă îngraș. Nu au mai fost sălile deschise, am început să mă îngraș. Maestru ținea foarte mult să lupt la 70 de kilograme. Și neputând să mai fac categorie, au început să apară mici discuții între noi, între colegi. Fiind mai greu, ei erau mai mici, eu tădeam mai tare.
și am ajuns la sfârșit, să zic așa. Crezi că acest parcurs a fost întâmplător sau cumva și pentru că tu n-ai ascultat s-a întrerupt colaborarea? Pentru că nu am ascultat eu, de aceea s-a întrerupt. Adică nu mai sună nicio vină că s-a întrerupt colaborarea. El mi-a mai dat o șansă și eu tot în continuare... Da, a început să ieși în pandemie, știm cu toții că au fost momente în care trebuia să ieșim pe foaie, să semnăm, să motivăm. Când a început pandemia, trebuia să lupt pe 8 martie, s-a anulat acea gală. Și făcuse în categoria, eu făceam slăbiri foarte mari, de 10-15 kg într-o săptămână. Tot din cauza lui, tot din cauza lui, pentru că el are poveste, el se cântărea cu mâna pe mașina de spălat, făcea poză la cântar și îmi trimitea mie să-mi arate că de fapt el are mai puține kilograme. Maestru, poate să vă spun o poveste când am fost la Fălticeni. Le găsiți pe vlogurile mele pe canalul de YouTube. Singurul care m-a bătut cu cureaua. M-a bătut tata cu cureaua. Nu cred. Cu kilogramele și multe alte lucruri. Avem multe povestere, vreo 30 și câte de lupte ai Mariana profesionist. Și am fost cu el aproape la fiecare 37 meci. De lupte? La profesionist. 36 sau 37. Și câți ani ai Mariana? Fac 25. Mulți ani înainte. Când te-ai lăsat de cine? Vreo 22? Da. Mamă, 30 și păi n-au oamenii, poate nu mai mulți ani atâtea lupte. Marian după pandemie era, puteam să-l recuperez, deci avea 108 kg, oricum se dea în 80 și ceva, nu pusese chiar atât de mult, se dea într-un 88. Când s-a loc, da, hai să vă întreb acum o chestie personală, că poate emisiunea noastră Fight Club e urmărită și de băieți mai tineri și de fete, ținând cont că el a fost ce fizic, cum era, cât de mult se lupta, făcea antrenamente, oare și faptul că n-a mai mers la antrenamente, mânca la fel, s-a îngrășat? Mânca de 4 ori mai mult, îți spun deși... eu. Păi, eu consider că mi-am dat metabolism peste cap cu acele slăbiri, făceam de 6-7 ori, aveam 7 meciuri pe an și la fiecare eu făceam slăbirea anapoda, o făceam într-o săptămână. Maestru știa că o fac într-o lună, două și o făceam într-o săptămână, încercam să mă păcălesc pe mine mai mult decât... Da, da. Mâncând înainte și am zis, ziceam, lasă că am timp, lasă că am plus timp. Că mânca foarte mult. Avem poveste când te-ai luptat la Călăraș, nu ți-ai făcut categoria, da. Aveai 2 kg 500 peste categorie, ai dat jumătate Cardoș, din bursa, da, ta ca să lupți cu Cardoș, da? S-a luptat cu tine și seara după meci el mânca 3 porții de mâncare. Da, de da, asta era singura chestie pe care nu puteam să-i reglez, mâncatul. Am luptat la Polivalent atunci și am făcut cântarul, când nu mi-am făcut categoria prima oară și aveam un kilogram peste categorie, tot așa a trebuit să suport, să dau jumătate din bursa adversarului. Și a doua zi aveam cu 10 kg mai mult. Da, și vezi ce chestie, că el lupta super ok, adică era un luptător care chiar oferea și lupta să frumos, găsiți filmul în ring, pentru că a luptat pe kickboxing. Da. Dar totuși lupta cu frâna de mână, de ce? Pentru că se chinuia foarte tare cu slăbirile alea și nu mai avea aceeași energie pe care trebuia să o aibă dacă le făcea din timp calculat și cum trebuie. Ca la carte. Să mănânce ca la carte. Ai 25 la 30 mai ce părere ai de intrarea lui Marian din un RXF Slap? Crezi că face față? Are o experiență de lupte, adică față de, da, da, e diferit, față de prima gală, de fapt a doua gală de slap, care au venit mult, cum a fost și Lucian Cruitoru, Strongman, el față de mulți alții a mai încasat lovituri, a mai dat, a mai primit. Știe cu ce, adică mai știi când mai încasezi o palmă, un pumn pe stradă, mai știi cu ce să mănâncă. El chiar știe. Dar acum nu știe să facă diferența ce înseamnă să o primești în plin, adică trebuie să stai. Cred că el o să aibă intenția să ferească. Tu ai experiență foarte mare pentru că ai participat în două competiții de slap, de fapt în trei, în și ai câștigat două. Da? Vorbim de RXF Slap 2 și de prima competiție de slap care a fost organizată în România, tot tu ai câștigat acea piramidă, la prima competiție ai fost descalificat și RXF Slap 2 a fost câștigat de tine. Care crezi că este calitatea cea mai importantă a unui luptător, participant la slap, să spunem așa, care să reziste? Ideea e că psihicul să stea puternic, să fie cât de curajos. Acum nu se știe. Crezi cât de că ține de fizicul de omului, fizic, genetic, înalt, cât de rezistent e genetic. Crezi că el, ține de părtie. Fizicul lui înalt, scund, nu. Nu contează slab, nici mărimea, nici cât de mic este. Contează viața lui, cum este genetic, pornit, psihic, cât de puternic este. Că mulți care primesc și nu caut
îl primesc că stau și cu frica aia în corp și deja ăla să sperie înainte să primească lovitura. Adică vrei să zici că toată treaba e din bobină, ai curent și fizic, adică tu să ai și o condiție fizică și genetic să fii puternic. Păi condiția fizică îți trebuie la slep? Pentru păi ce? Îți trebuie că măcar la dat, nu neapărat la încasat, acolo trebuie ori dai ori ce faci, te bat. Dar ce să zic, palme, dacă sunt slep? Până la urmă, dacă stai să-ți dai 20 de palme, până la urmă nu rezistă obrazul, cedează obrazul. Păi s-a văzut la Comșa când a câștigat. Păi asta e ideea, că Comșa, cred că a luat în prima ediție, 30 de palme, faptul că ne țineam de masă și avea echilibrul ăla, când te ții de masă, e un alt echilibru. Acum e mult mai spectaculos că nu te mai ții de masă. Da, acum s-au schimbat regulile. Pentru că și dacă te ții de masă și tu rezici la 20 de palme, de exemplu, cum era Comșa, el, eu pun pariu că nu mai rezista la 5 palme, pentru că îi cădea falca, n-ai mai pleznea. Am înțeles că la Ericsson Slab 3 vor fi măsuri de siguranță să se respecte regulamentul în totalitate. Se va schimba acea masă noi care era prea înaltă și prea lată. Facem și noi performanță pentru că suntem și noi la a treia ediție. Din ce în ce ne perfecționăm și noi, că ne uităm și noi la ceilalți. Eu am la o întrebare foarte tare pentru tine, Daniel, dar ți-o voi adresa după scurta pauză de publicitate, timp în care invităm... Publicitate, da, și una pentru Marian. Vezi, deci și ne opunem așa și trebuie să rămâneți cu noi ca să aflați și răspunsurile acestor întrebări pe care ne-am propus să le adresăm invitaților noștri. Nu înainte de a vă reaminti despre site-ul oficial ericsef.ro, de unde puteți cumpăra bilete în sistem pay-per-view, pentru că această gală din 1 noiembrie 2023, Ericsef cu numărul 45, nu va putea fi urmărită decât în sistem pay-per-view, iar piratarea acestui eveniment va fi, bineînțeles, pedepsită ca atare. Și vreau să vă reamintesc că a început numărătoarea inversă pentru gala de slep cu numărul 3, ce va avea loc pe 19 august, gală ce va putea fi urmărită pentru cei ce nu veți fi fizic alături de noi pe canalul de YouTube live și gratuit. Și gala Next Fighter All Stars, prima gală cu public din istoria Ericsef, de unde puteți cumpăra bilete de pe entertix.ro. Evenimentul va avea loc la Circul Metropolitan București. Intrând la rubrica evenimente pe entertix.ro, să vedeți acolo toate detaliile și putem să vă vedem într-un număr foarte mare și să vă întâlniți cu noi, membrii staffului Ericsef, dar și cu luptătorii. Haideți să luăm publicitate și revenim imediat. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe lasvegas.ro. Next Fighter 8. După discuții aprinse în mediul online, Dustinel îl va întâlni în cușca Ericsef pe Cedi, care vânează a doua sa victorie în Ericsef. Cine crezi că o să iasă învingător? Live gratuit pe YouTube-ul Ericsef de la orele 20. Îți deschidem calea către cele mai faimoase comori ale Olimpului Antic. Îndrăznește să pășești în lumea fascinantă a zeilor cu slotul Gates of Olympus. Zeus îți va fi partener de aventură în căutarea comorilor de pe lasvegas.ro. Intră acum pe lasvegas.ro și alătură-te lui Thor într-o aventură bogată, plină de surprize. Este momentul tău să lupți ca un adevărat zeu pentru a cuceri comorile din joc. Înarmează-te cu mult noroc și începe lupta! Ericsef Slab 3. Înscrie-te acum pe ericsef.ro la Ericsef Slab 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător Ericsef Slab 3. Bucură-te de o aventură de senzație pe lasvegas.ro și câștigă recompense nebănuite cu slotul Release the Kraken! Joacă acum și descoperă premiile surpriză bine ascunse în cuferele din adâncul oceanului! Haide să dăm start to câștigurilor pe online și să trăim o experiență big broană, cap coadă, sus-jos! But, wow, be careful!
Am revenit din scurta pauză de publicitate. V-am promis că o să le adresăm întrebări invitaților noștri. Exact. Una pentru Daniel Drugam, o întrebare, și Ionuț Atodiresie pentru elevul dumnealui Marian Dinu. Fostul elev. Actualul prieten, nu? Daniel, întrebarea mea, și cu siguranță trezește o curiozitate și în rândul celor care urmăresc, este pentru că, așa cum a zis Ionuț, din trei astfel de gale, două le-ai câștigat. Ai dovedit că în acest sistem piramidal ai ieșit învingător. Mă întreb acum, cu noile reguli, cum crezi că vei face față? Păi mie mi-ar conveni să fie regulile astea, că iese și mai spectacol, asta e cel mai bun câștigă. Dar e ok, iese mai spectacol, lumea apreciază mult mai mult când este și fair play și reguli care se respectă, decât gen cum a fost și la ediția care eu am câștigat-o cu Curăitorul. Indiferent cine îl lovea pe Curăitorul, pompariu că el cădea, era foarte slab pe bărbie. Dar faptul că i-a ridicat piciorul din dezechilibru și masa era foarte mare, am primit foarte mult hate, dar și el a primit foarte mult hate. Haideți să ne înțelegem. S-a făcut o ședință tehnică la începutul competiției RXF Slab 2, unde li s-a permis celor mai scunzi, mai mici de înălțime, să ridice piciorul, pentru că masa era foarte înaltă, foarte și înaltă, foarte lată, și nu ajungeai să-i lovești pe cei mai înalți. Deci ceea ce a făcut Daniel Drugă, care ridica piciorul și a mutat piciorul, a fost regulamentar, pentru că s-a vorbit la ședința tehnică. După aia a apărut hate-ul că de fapt trebuia respecta regulamentul și chestii de genul. Atât timp cât s-a vorbit la ședința tehnică, trebuia să înțeleagă toată lumea. Dar mi se pare și normal, una că te despărțea era masa și apelea, exact, bun, pentru un om care... Întrebarea mea pentru Marian Dinu. Crezi că Daniel Drugă are un avantaj major în fața ta pentru că a participat la încă două competiții de slap? Un avantaj are, da, pentru că a trecut prin asta, a încasat palma, dar eu îi spun doar atât că în 36-37 de meciuri la profesioniști am încasat doar o numărătoare și n-am căzut niciodată jos din picioare. Și niciodată nu am căzut jos. Sunt pregătit să încasez palma și dacă... Aici nu o să alergi în cușcă după mine, nici eu după tine. Aici trebuie să stai să încasezi ca să vezi dacă poți creierul, să te ajut. Dacă ochiul vede, creierul pregătește corpul să o încaseze și atunci trebuie să fii bărbat, să stai cu barba sus. Sigur că nu, așa este. Așa. Bun, eu am o întrebare pentru voi. Dacă tot... Mi-ar place să mă bat cu el în All-Star, într-o gala din 11. Te-ai luptat cu el în... Da, exact, da. Asta era întrebarea mea. Da, cred că este voi un om care a stat mult în picioare și care s-ar da mult spumi. Adică asta aș vrea într-un meci, să vadă mult spumi. Nu, sol, mi se pare un meci interesant să-l vedem în... Adică el e un profesionist. Dar profesionist, eu cred că este profesionist, dar o să-i arăt și ce înseamnă strada. Dar haideți să ne înțelegem, Marian Dinu a fost profesionist la 70 de kilograme, 80 maxim la cât ai luptat tu. Ai luptat și la grea. Am luptat și la grea, da, am avut 3 meciuri la grea. Să le ții minte ca de final de grupă. Dar el nu era de grea, ce naiba, s-a îngășat. Da, n-am încheturi de greu. Eu cred că este un meci că suntem amândoi coloși, adică mari, nu suntem... Te-ai luptat cu Marian Dinu în... Da, da. Doamne, ce curajos ești, Daniel, și tu. Eu aș vrea să văd meciul ăsta. Are inimă de luptător, Daniel. Sunt sigur să vedem dacă se va concretiza meciul, dar eu sunt curios să văd. Vrei să zic ce ar spune altul? A, păi nu, ne desparte greutatea, n-aș accepta meci. Daniel se duce așa cu calul. Are și el 95 de kg, 100 de kg acolo. Am avut 106 kg, acum am 100... Intră la categoria grea acum. Am 94 de kg, de la 106 kg. N-am dat foarte mult, că nici nu vreau să scad din ciocane, adică din brațe. Și vreau să-i arăt să mă și ciocanele astea lui Marian în ring, în MMA. Pentru mine ar fi o provocare, că ar fi un meci cu mănuși de MMA. Pentru prima dată. Da. N-am mai luptat pe regulă de MMA niciodată, nici cu mănuși de MMA și mi-ar plăcea foarte mult. Wow, tare, da, îmi place tare. Și mie provocarea meci asta lansată la să vedem, promotorii ce ar spune. Dacă de acest meci. Dacă cei de staff, RXF, cei care te-aș se ocupă provoca de și de acum. Adică, indiferent de ce se întâmplă la slip. Indiferent. Nu știu, acolo ți-am zis foarte imprevizibil, o să vezi ce înseamnă o palmă. Dar în cușcă de există posibilitatea ca voi la slep nici să nu vă întâlniți. Corect. Unul plece pe o parte, unul pe o parte, dacă unul și din unul voi pice pierde, exact, s-a terminat, nu ajunge mai departe. Poate va fi ar fi bine să vă vedeți în finale. Așa presim și eu că va fi o finală. Orice s-ar întâmpla la slep, eu chiar aș dori să mă bat cu el în MMA, adică să-i arăt și ce pot în MMA. Am arătat o singură dată în filmul care n-a fost chiar așa de pregătit, dar acum sunt mult mai pregătit și îmi place să mă bat. Hai să vedem meme. Care dă mai tare cu ciocanul. Foarte tare. Avem o rubrică a pariurilor. Îi știți pe participanții din Gala RXF 45 cam cine participă? Primele 5 meciuri confirmate, practic. Cine vrea să parieze, poate
poate deja să intre pe lasvegas.ro și să pareze pe favoriții lor sau pe cine crede că vor câștiga aceste lupte, să-și câștige niște bănuți. Hai să vedem meciurile. Eu am să-i anunț pe toți cei care luptă, la fel și cotele, și mai aduc o completare la ceea ce Ionuț v-a spus. Poate dacă până acum nu v-ați făcut un cont pe lasvegas.ro, puteți intra, vă înregistrați cu datele dumneavoastră personale, la fel și cu adresa de mail, și plata o puteți realiza online, ca și în alte servicii pe care dumneavoastră le utilizați în telefonul propriu. Și stați, până să începem, dați stop la acest material, nu uitați să lăsați un comentariu în rubrica de comentarii cu cine credeți că va câștiga un match de slap între Marian Dinu și Daniel Dugă. Și bineînțeles și din dacă v-ar plăcea să-i vedeți în cușcă. V-ar plăcea să vedeți în cușcă și cine credeți că va fi câștigătorul. Bravo, bun. Așa că simulăm faptul că ne-am înregistrat pe acest cont lasvegas.ro. Marian, respectiv Daniel, vor paria pe favoriții lor și considerăm că aveți o sumă de bani pe care o puneți la bătaie. Începem cu primul meci confirmat dintre George Zănoagă și Ian Custer, un meci mult așteptat. Cota lui George este de 1,85, iar a lui Ian cu 1,75. Daniel. Meci e foarte greu. Da. Amândoi luptă pentru o centură, adică o să și vină cu ambiții. Și vă mai spun un lucru, premier în Fight Club, amândoi au dat 9-9-8 la aparat de două ori amândoi. Că foarte tehnic e George Zănoagă. Iar Iancu e puternic genetic și ceea ce face el muncă, dar nu e. Asta e mai profesionist, George Zănoagă. Știe ce înseamnă și luptele de cușcă. De ce îți ai pune bani? Păi în meciul cu George Zănoagă și cu Iancu aș merge pe Zănoagă, că are experiență, cam are și forță și vine pentru ambiție. Până acum nu s-a bătut pentru o centură, dar acum vine cu crezi ambiție. Că e mai motivat fiind această centură la bătaie? Da, mult mai motivat, okay. Da. Ok. Marian, tu? Aș merge nu știu cât, de ce e așa mediatizat Iancu, adică a avut doar un meci sau două, nu știu, nu l-am urmărit unul așa mult. Unul cu Ricardo și unul cu Neveu. Da, eu merg pe George Zănoagă pentru că îl cunosc personal și știu că cât de mult muncește la antrenament și cât de dedicat este. Și sunt sigur că îl va bate pe Iancu, nu că n-am niciun doial. Pariez pe și George. Nu că ai ceva personal cu Iancu? Nu, n-am nimic personal, doar ca profesionist, da, luptător. Da, ok. Da. Mulțumesc. Mergem mai departe. Avem și un meci de fete dintre... Poate vor mai fi și alte două, nu știu. Momentan avem doar 5 meciuri confirmate, că le-am văzut la conferința de presă. Denisa Despa și Alexandra Cărare. Denisa Despa are cota de 1,60, iar Alexandra 2,10. Băi, cred că Alexandra asta Cărare s-ar putea să-i facă lui Despa o Cărare pe spate, nu știu. Avem până la urmă certitudinea că Denisa a mai câștigat o luptă, a mai intrat o dată cu Renata Gheorghe, a arătat ce poate. Da, dar să vedem ambițioasă și cealaltă fată, nu știu, e prea imprevizibil, că sunt fete, nu știu cum lovește, mai mult să păruie fetele așa. Hai să spun ceva, meciul Denisei cu... Mi se pare mai atletic așa decât asta, nu știu, asta e mai grea, Denisa Despa. Meciul Denisei când a luptat cu Renata Gheorghe a fost mai tare și decât... Dar și multe meciuri din băieți, eu nu, dintre băieți și fete a fost mai tare. N-am văzut de lupta, dar... Au bătut fetele mai tare ca băieții. Da. Nu știu, eu aș pune pe Cărare. Pe Cărare, ok. Pe cine eu merg pe Denisa, că am mai luptat, am văzut cât de rea e și sigur o va bate. Nu știu cât de mult se pregătește cealaltă fată și unde se pregătește, așa am că înțeles. Merg pe Denisa. Mergem la următorul meci. Următorul meci este dintre luptătorul și antrenorul Robi Mund, cu o cotă de 1,50 și Ovidiu Neveu 2,25. Nu-l cunosc personal pe acest antrenor Robi Mund, nu știu de unde a apărut, cum a apărut. Neveu e motivat, sper să câștige după înfrângerea cu justițiarul. Și Robi Mund am înțeles că practică foarte mult jiu-jitsu. Sunt sigur că va aduce cu 3 dani. Sunt sigur că va aduce meciul jos. Dar haide să anunțăm o chestie. Se luptă pe reguli de box cu mănuși de MMA. Atunci merg clar pe Neveu. Pe cine mergi la lucru? Aș merge pe Neveu, nu știu dacă are ambiția de să, nu știu, are e prea slab fizic pregătit, nu știu, psihic. Neveu? Adică se duce odată orb și odată îi scade. Dar el a spus că asta e strategia lui de a intra în cușcă. A zis pe mine nu am văzut că se pregătește și la 10 meciuri dacă le pierzi, să stai firat. Sunt foarte rețel de socializare și e plăcut de unii oameni, dar stai mai ești plăcut, dar e tot timpul bătaie, e doar latri. Fă un pic de fapte, fii un pic mai tehnic, muncește mai mult pentru tine. Adică dacă stai să iei bătaie de 5-6 ori, să ce să-ți iei hate, doar să intri pe TikTok, nu știu.
Merg pe nivel, dar numai că trebuie să fie mai ambiție și... Adică din ce spui să schimbe un pic strategia? Să schimbe, da, îmi place atitudinea lui. De ce crezi că Robi n-ar câștiga în fața lui Nedru? Robi nu... E vârsta, e... nu știu... El a făcut altceva, lupte, jiu-jitsu, ce a făcut el, dar nu cred că stă la bătaie cum o să stea. Asta e foarte rău, Neveu. Dar ideea e că trebuie să lucreze un pic, să fie și statul. Se antrează la Super Combat acum în București. Da, trebuie să fie. Eu știu ce l-apreciez pe Neveu, că din toate ce a... niciodată n-a zis nu mai lupt, că a luat bătaie sau că a doua oară nu mă mai vedeți. Nu, mi-e pare rău când a luat bătaie, când a luat bătaie, mi-a părut rău. Adică, nu știu, a făcut spectacol, dar, mă, pur și simplu stai așa, te-a luat ăla ca pe... pâinea prăjită. Da, dar până în momentul ăla l-a tocat. Când îl știu și pe justițiarul când a țipat aici, când a venit la interviu, că am prins cu el, și a țipat Simona Hapciuc, când dumneavoastră, maestre, era certat cu el. El sărea cu tremura, era timorat aici. Și zice, mi-a dat ăsta fuga, și nu mă gândeam că o să-l bată pe Neveu și uite că l-a zăpăzit. Deci avem un Ovidiu Neveu și un Ovidiu Neveu amândoi, da? Bun. Mergem mai departe. Încă un meci așteptat și nu conflictual, pentru că era altfel planul să se lupte Cornel Păsat în dorința lui. Este vorba de Cornel Păsat și Vladimir Drăghea. Cornel Păsat are cota de 1.90, iar Vladimir Drăghea 1.70. Da? Marian, ce părere? Nu știu ce să zic la meciul acesta. Pe Cornel îl știe, pe Vladimir îl știe și pe el. Nu știu cât, ce dorință au fiecare să câștige acest meci sau ce implicare au, cât de mult se antrenează, dar aș merge pe Drăghea, că pare mai deci, atletic, mai sportiv. Pentru că ai dat răspunsul ăsta, Cornel a zis că... Sănătate! Mulțumesc la fel! A zis că își dorea de mult și că era o provocare pentru el să intre în cușca și reușit. Își dorea de fapt cu cerebel, dar dat fiind faptul că așa i-a propus Eric Sefu meciul, iar Vladimir Drăghea, asta o spun eu, la Gala 44 l-am avut la interviu alături de Ștefan Ciuculescu și a spus că merge în sală, se antrenează. Și din câte mi-aduc aminte, am avut un meci cu Mineru Junior la Polivalenta acum ceva timp. Am dat un knockout de poveste. Somn la trezit cu masca de oxigen și pe filmare se vede Cornel Păsat când a rămas uimit și se uita cum încercau medici să-l trezească pe Mineru. Bine că n-a fost în cușcă. Da. Da, poate. Acum a fost în ring. Acum, din câte știu, Florin se luptă în cușcă, e campion, a luptat și pe la RXF. Da. Bun, Cornel Păsar, Vladimir Drăghea. Cu cine mergi? Păi aș paria pe Drăghea, mi se pare un om ambițios, l-am văzut și pe la Survivor sau unde a fost el. La Exatlon. Exatlon, da. E ambițios, da, și atletic. Și plus că dacă s-ar antrena special pentru MMA, îl văd mai ambițios decât Păsat. Iar Păsat arată fizic foarte bine, mai ales la vârsta lui. Îmi place cum arată. Face 50 de ani în septembrie. Da. Chiar îmi place cum arată. La vârsta lui arată bine, rău de tot. Da. Dar o să-l țină pe loc un pic Mușchi, că Mușchi întotdeauna prea mare, nu prea... Mai avem vreo meci? Le-am făcut pe toate? Mai avem unul singur, Dorian Popovici și Machiavelli. Unul singur din cele 5, vă reamintesc, da, pe LasVegas.ro sunt doar cele 5 confirmate și pe care le-ați văzut la conferința de presă pentru această gală, dar vor continua și celelalte să le aveți pe toate pe site. Dorian Popovici și Machiavelli, 1.50, Dorian, 2.25, Machiavelli. Marian? La fel nici la meciul ăsta nu știu ce să spun. Machiavelli, din câte am auzit și știu, a cochetat puțin cu Strada, e mai golan. Popovici nu-l cunosc, nu am auzit de el. Pot să zic că merg pe Machiavelli. Eu merg tot pe Machiavelli. Chiar ea, nu știu, nu-mi place deloc Popovici. Asta deși Dorian Popovici e favorit pentru care continuă. Este favorit pentru că arată bine și majoritatea se uită la corpul lor. Da, are corpul și pastinat, adică undeva la... E cum e cu ea. Hai să spun ceva, uite, vezi atitudine, pastilat. Stai mă puțin, că tu poți să iei suplimente, poți să iei orice. Nu e cum e. Alea fără antrenament și fără disciplină, nu cresc mușchii aia pe tine, n-au niciun efect. Mai ales când cochetez cu strada, n-am văzut pe unul musculos să... să-l văd sau pe stradă, să-l văd, băi, ăla e bun. Nu, n-am văzut niciunul bun. Adică nici are inima, adică uite, Mike Brugger sau... Eu zic că Machiavelli are inima mai mare decât Popovici, deși nu-l cunosc pe băiatul ăsta. N-am nimic cu el, pur și simplu, bravo lor. În primul rând,
bravo lor pentru că au curajul să intre în cușcă, dar ideea e că nu are nicio treabă mușchii cu cușca, aici nu e vorba de mușchi, aici e vorba să stai bine, să dai, să fii inimos. Inima contează. Inima, da, sigur. Inima. Că da, Daniel, să zică că deja te duci tragi de destul de bine mai strică inima contează. Știu. Ce fac, mă duc să... Așa te-ai remarcat. Un meci care nu mi-a plăcut absolut deloc din toate Next Fight-urile, cei doi musculuri, care ăla înturgea spatele la, cu Marian Dumitru. Marius, tu celălalt. Atâta mușchi pe tine și într-un spate. Hai să vedem cât de tare loviți cu palma la aparat. Eu vă provoc să mergem la aparat. Fix în ordinea în care v-am prezentat. Primul care va lovi, va lovi Daniel Drugă, pentru că așa i-am prezentat. Am o rugăminte la tine, Daniel, după ce lovești cu palma, să te dai într-o parte ca colegul nostru. Am un pic încă, încă mă antrenez pentru o slap, am câteva bătături că vreau să formez palma prea bine. De... Mamă, cu palma? Păi da, dar a dat cu avânt, n-a dat... Și a luat avânt. Mai ai dreptul la o lovitură, poți să dai mai cu dreptul la o lovitură. Mai așteptă puțin. Lasă să apăs eu că se blochează butonul dacă... Că eu nu-ți l-a ascultă butonul. Exact. Am dat cu... Daniel, dă-i acum. Sim. Dar tot cu palma ai vrut să dai. Păi participă la slap. 800. Și să vedem și pe Marian Dinu, nu? Bine, cred că mingea e diferită față de obrazul unui om, nu? Sigur că nu. Mai nou zici Marian Dinuzauru. 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 Uite, el a dat corect cu picioarele paralele, da? Regulamentar. Și încă una. A dat și el de ajulit și ținem cont că este minge. Am pus eu, am pus eu că-l blochez. Să blochează butonul. Să ținem cont că e minge, nu e top. Hai. Bine, Dinule! Bine, Dinule! Cu pomnul dau mult mai tare, dar palma mă și ustură, că am ceva îmbătături pe aici. 786. Cam acolo a fost cam Daniel Drugă un pic mai mult decât Marian Dinu. Bine, Daniel, când vorbești de palme, eu cred că și noaptea în somn, dacă îl trezești, îți dă palma. Adică, eu cred că e oricum, mă, cu desăvârșire, se delimitează da, prin nu, chestia. Forța nu este la aparatul ăsta, forța e atunci. Păi asta am zis, să ținem cont că nu. Îi spui nevestei când o să te însori nevastă, pe mine când mă trezești, mă trezești în palmă. Eu nu le simt. Cu fogeantă, cu fopalmă. Acestea fiind spuse, o să ajungem la mulțumire, au și mesaje să-și până la mulțumire, băieții. Eu vreau să îi spun așa lui Daniel Drugă, ce mesaj ai să-i transmiți lui Marian Dinu dacă vă veți întâlni la slap și după aia dacă vă veți întâlni în cușcă? Păi îi urez succes, în primul rând, și o să vă vadă cât de bine o să fie cu palmele astea, o să fie spectacol, dar o să fie și dureros. Și ce să zic? Eu l-aș provoca în MMA, în cușcă. La slap, cel mai bun o să câștige, pentru că acolo nu o să fim doar noi doi care o să ne luptăm, o să fie și alți participanți și nu se știe sistemul cum, nu se știe sistemul cum o să ne întâlnim. Dar îi urez să aibă obrazul gros. Acum e nevoie de obraz pentru gros. Pentru că l-așteaptă undeva la 44. Da, eu n-am palma așa mare, dacă am avut 70 de kilograme, dar te asigur că va fi dureroasă. Da, acum nu, acum mă doare pe mine pentru că am câteva bătături, că încă lucrez la ea, vreau să o formez în două săptămâni, cam așa, să fac niște indiferent, călcâie, ceva de gen. Indiferent de ce se va întâmpla la slip, că mă voi întâlni cu el în finală sau înainte de finală, cel mai bun să câștige, eu accept provocarea lui pentru meciul de MMA. Și acolo îl asigur că nu o să mai bea așa multe șanse ca la slap. Aici e campion, vedem, e mai experimentat, dar acolo pumnul vorbește. Păi nici acolo nu o să fie experimentat, dacă tot vii în acolo pumnul vorbește, da, bine. Provocare da. Pentru amdă. Mi-e place că ați lansat-o în cadrul emisiunii, oricum. Aici provocare. S-ar putea în MMA să te vălezi pe jos, adică... Vedem, rămâne de văzut dacă tu dai 140 de kg jos. Le dai tu jos cum poți. Da, ridic, 140 de kilograme, da. Păi de ridicat le ridici, da. Uite, maestru, poate să-ți confirme că eu l-am finalizat la sol. I-am dat ghilotine. În joacă. Nu, n-am făcut niciun antrenament de jiu-jitsu sau de MMA, nu. Doar ce mai mă jucam cu maestru, dar îmi place partea de MMA, de striking, nu îmi place lupta la sol. Ca să-ți vând un pont așa. Nici mie nu prea place lupta la sol, îmi place să fie spectacol. Bine, suntem genul. Meciurile de MMA să ne mai duce la fel să ne obosim, dar eventual mi-ar sânge pe față, cu pumni, mulți cu... Băi, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Mult succes atât la slap cât și în
Eric Sef, Next Fighter, All Stars, dacă se va concretiza această luptă. Eu sunt curios de această luptă, mie mi se pare o luptă interesantă. Plus că eu acum lucrez foarte mult la mine, că chiar am și zlăbit. Poate mai zlăbit și eu până atunci. Mulțumim celor de acasă. Dragi urmăritori, vă mulțumim că sunteți alături de noi, iubitori ai sportului de contact, dar mai ales a tot ceea ce înseamnă Universul Eric Sef. Vă invităm să vă abonați canalul nostru de YouTube Eric Sef. Nu uitați să cumpărați pay-per-view, pentru că aceste gale mari Eric Sef pot fi urmărite doar pe site-ul oficial www.ericsef.ro. Să nu uitați de gala de Zlep, unde veți putea fi fizic, chiar dacă nu puteți veni unde se va ține, o puteți urmări live și gratuit pe canalul de YouTube. Și gala mare din 11 decembrie, pentru a achiziționa bilete de pe entertix.ro, să fiți alături de noi la Circul Metropolitan. Restul evenimentelor vor fi anunțate pe parcurs, dar pentru că nu ne dorim să creăm o confuzie între acestea, rămâneți alături de Fight Club în fiecare zi de marți și joi de la 19.30 și totodată emisiunile prezentate de colegii noștri. Acestea fiind spuse, mulțumim Marian, mulțumim Daniel, trăiască preamăritul meu coleg și pentru dumneavoastră o seară incendiară. Rămâneți cu Eric Sef. Și ne vedem data viitoare, da? Yes. Yes, ai trei de da. Salutare, sunt Ionuț Pitbull al Toderesei și te invit în fiecare marți și joi de la ora 19.30 pe canalul de YouTube Eric Sef să urmărești emisiunea Fight Club alături de mine și de colega mea Lavinia Mihela Târzianu și alături de cei mai tari invitați.